Mama și tata sunt cele dintâi vorbe pe care le îngână pruncii, sunt izvor nesecat de iubire, grijă, tandrețe și putere. Absența lor pentru un copil e o dramă despre care nu e lesne a povesti. Elena, Andreea, Georgiana și Alina sunt patru fetițe orfane. Și-au pierdut mai întâi tatăl, în urmă cu 3 ani, pe când locuiau încă într-un sat din Moldova. Drama acestor copile a atins apogeul în luna august a acestui an, când mama lor, după luni de suferință, s-a stins și ea. Mi-a fost milă de ele deoarece și eu am rămas când eram copil mic fără tata. Bine era dacă trăia mămica lor și acum am înseamnă noi cum vrem noi. După moartea soțului ei, mama fetițelor a hotărât să se mute în comuna Șepreuș, din județul Arad. I-a mai fost dat să trăiască 6 luni și acelea petrecute mai mult prin spitale. A plecat mai apoi spre cele veșnice, lăsând în urmă disperare, frică și durere nețărmurită. Mi-a fost așa de frică că am rămas singură și cu surorile mele și mi-a fost foarte greu. Și acum mi-e greu ca să am grijă de ele, de micuță. Tot în altă parte vreau să mă arăt, tot la alții care au prunci, care să vadă că mama lor și tatăl lor au grijă de prunci. Când am fost într-un cadru mai larg, cu mai multe persoane, când erau copii cu părinți, acolo chiar recent s-a întâmplat lucrul ăsta, cea mică tot timpul stătea să se uite la doi părinți, cum au grijă de copilul lor. Când mă s-a aflat zicând că eu, dacă ar trăi mama. Georgiana m-a întrebat acum cine e mama noastră. Și tu ce ai răspuns, Valentin? Mama mea e mama. Mi-e jale de ele când le văd. Datorită sufletelor mari ale unor oameni cu credință în Dumnezeu, cele 4 fete n-au rămas singure pe lume. Doamna Florica, împreună cu fiul ei, Valentin, a hotărât să devină pentru aceste copile familia pe care o pierduseră pentru totdeauna. Tatăl nostru, care ești în ceruri, îți mulțumim, mulțumim că ai fost astăzi cu noi. Suntem fericite pentru că avem cine să stea cu noi, avem cineva alături de noi, avem cine ne îngrijește, avem cine să ne speli, avem cine să aibă grijă de noi. Aveți pe cineva pe lumea asta? Da. Că dacă nu avem pe lume, aș ajunge la casă de orfană și ne despărțim una de alta.